Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E o perioadă extraordinară de cuceriri științifice. Oamenii de știință americani au testat cu succes, asta e important să reținem, un medicament care ține loc de sport. Adică e ca și cum ai trage de fiare și ai alergat 20 de kilometri pe zi, dar fără să mai faci efort. Ia zic, cum se cheamă, că ne interesează. Nici nu mai speli tricouri, nici nu te mai dor genunchii, nici mai practic, mănânci pilula și e rezolvat. Până acum ar fi vorba de fiare mai mici și distanțe mai scurte deocamdată. Testarea a fost făcută pe șoareci. Obezi, dar oricât tot mai mici, adică șoareci și obezi. Acestora, după ce le-au dat pilula, minune, le-a crescut metabolismul, le-a crescut masa musculară și au pierdut și în greutate. Păi deci nici când n-a fost mai bine să fii cobai. Păi ăștia micii i-a îndopat cu șuncă și cașcaval. Stai seama, stăteau pe spate, se uitau la televizor, mai iau o șuncuță, mai iau un emmentaler de bună calitate, mai iau un camembert, mai iau un prosciutto cotto. Nu mă orice, numai să te îngrași un pic. Ia și cu pâinică, mămică. Și după ce s-au îngrășat până s-au făcut bule, nu șoricei, le-au dat pilula și s-a făcut Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Schwarzenegger, fără niciun fel de efort. În cât timp s-o face tranziția de la șoareci la om? Nu contează, noi avem studii de-astea de medicamente. Noi avem prima parte rezolvată. Aia cu șunca, umflatul și asta e rezolvat. La noi durează jumătate. Dacă nu mă prinde până la 50 de ani pilula asta, am trăit degeaba. Plus că acum mai faci infarct? Ce? Mai faci infarct? Încă mă monitorizez. Da. Asta de ceva am. Să se grăbească. Că dacă nu se grăbesc cu pilula, uite. Mamă, Luca, îți dai seama, și da. Ce râdea el în dimineața aia cu colegii. Așa da, o să da, da, da. Deci, ei, săracul, zis că n-are nimic. Da. Deci, practic, tu te prăpădești și lumea o să spună, bă, și săracul le-a zis, mă. Da. Așteptau o pastilă, ceva. Aici au râs de el. Da, ăia râdeau nenorociții de el. Tu îți dai seama că dacă mori ne-ai distrus, că trebuie să anulăm emisiunea cu totul. Și că nu mai merge fără tine niciun caz. Ne lași fără salariu, fără asta. Bă, te-ai gândit la asta? Bă, pierd ca o legendă. Bă, și a simțit-o, a simțit-o. Lasă-mă, că îmi dau lacrimile, numai. Să-mi aduceți pastilele astea când apar, mi-le aduceți. Băi, da. Luca. Să le punem la... Da. Auzi, am o singură rugăminte. Să nu pe publicitate, ca să prindem momentul în direct. Da. Știi? Deci nu, concentrează-te. Nu, mă, că nu auzi că la astea nu te duci așa ușor. Păi cum? Mai ia câteva ore. Păi câteva ore? Păi noi avem emisiune până la 10, mai nebunit. Mai o oră, ai nebunit? Și vezi că e multă publicitate. Da. Trebuie să-ți programezi. Fă ceva. La avem și la moment par. Live, ne întâlnim cu Ioana Ignat și Marius Moga după 9, deci cred avem treabă. Când vă vedeți voi cu colegii ăștia, mă duc până la... Avem aici, la parterul clinică de medicină a muncii. Ori știi să-mi dibuiască infarctul, nu dacă e sau... Nu te duci, mă, că te internează. Și dacă te internează, pierzi toată gloria. Că n-au tocmai asta, zic. Aici mai mult de un stetoscop, n-au. Ce? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.